Un alt voievod al Moldovei, Miron Barnovski, decapitat la Constantinopol în data de 2 iulie 1633 pentru că nu a vrut să se lepede de credința ortodoxă, a fost comemorat aseară la Mănăstirea Dragomirna, cunoscut mai mult pentru Biserica din Iași, ce poartă astăzi numele. Domnitorul martir este cel de-al doilea actitor al așezământului aflat la 15 km de Suceava. Manifestările comemorative au început cu slujba de pomenire. Obștea Mănăstirii Dragomirna l-a pomenit ieri pe domnitorul martir Miron Barnovski la împlinirea 391 de ani de la trecerea la Domnul. După intonarea imnului național de stat, un sobor de preoți a oficiat parastasul pentru odihna sufletului ctitorului fortăreței. În continuare, a fost lansat un volum dedicat Stavroforii Iulia Aramă, cunoscută ca Stareța de Aura Dragomirnei. Membrii ai grupului psaltic Sfântul Inochentie de la Probota au interpretat apoi balada Domnului Martir, Miron Barnovski. În continuare a avut loc o procesiune cu Sfintele Moaște, aflate în patrimoniul așezământului. Tineri de la centrele de tineret Eclezia, preoți, monahii și cadre militare au înconjurat biserica pogorârea Sfântului Duh, iar mai apoi zidul cetății. Ziua s-a încheiat cu retragerea cu torțe pe drumul de strajă al cetății Dragomirnei. Putem să ne apărăm țara, nu neapărat cu armele, ci cu rugăciunea, cu o aplecare asupra vieții celor care odinioară ne-au apărat țara. Miron Varnovski, voivodul rugător, titorul osârnic care și-a trudit orele de rugăciune, cel care a ostenit în țară și în afară pentru a ne arăta tuturor, celor de astăzi, că un conducător, în primul rând, trebuie să se roage și, în al doilea rând, să administreze cu inima nu neapărat cu mintea. Acest voievod Miron Barnovski a ctitorit s-a ocupat foarte mult și de treburile țării de dregătorie, însă seara întotdeauna mulțumea lui Dumnezeu și își dorea ca în felul acesta, chemând numele lui Dumnezeu, Dumnezeu să-L povățuiască să poată face ceea ce trebuie. S-au terminat toate aceste manifestări cu uh, acest marș al torțelor, torțe purtate de jandarmi, într-o atmosferă de bucurie și totodată de binecuvântare, pentru că Dumnezeu a început să trimită picături de ploaie din cer, poate ca semn de primire, poate, a jertfei de rugăciune și de bucurie a celor care în seara aceasta s-au ostenit să fie aici și să se bucure și să se roage pentru înaintașii noștri vrednici. Evenimentul a fost organizat prin implicarea sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru viață al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu sprijinul autorităților locale, al Asociației Sociale Culturale Anastasie Crimca, al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bogdan Vodă Suceava și al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Mitocu Dragomirnei. Totodată au fost prezenți și reprezentanții Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi, Petru Rareș din Făl dacă anul trecut am inițiat împreună cu Măicuța Stareță a Mănăstirii Dragomirna și cu obștea prima procesiune cu moaștele Sfântului Iacob Persu, moaștea aduse de către domnitorul Miron Barnovski și dăruite acestei mănăstiri, iată că anul acesta am organizat o a doua procesiune pentru ca Sfântul Iacob Persu, un tânăr care a fost martirizat încă din fragedă tinerețe, să o crotească și să binecuvinteze din nou obștea mănăstirii și pe tinerii care au fost aici prezenți, într-un număr destul de mare, având în vedere că ne aflăm în febra examenelor de bacalaureat și a sesiunilor studențești. Suntem onorați să participăm la acest moment emoționant. Alături ne-au fost elevii jandarmi care sunt în stagiu de practică, începând de ziua de astăzi, prima zi a lor de practică. Sperăm că fiind al doilea an, să devină o tradiție. În cadrul manifestării au fost oferite două distinții de vrednicie din partea înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic.